Dinamo a stabilit un nou record de goluri marcate de o echipă din Liga 1 în amicalele din această vară. Albroșii nu au avut milă de amatorii de la Kösen. Au înscris de 17 ori. Trupa lui Ciobotariu s-a distrat cu adversara sa și a marcat din toate pozițiile. Torj a reușit o triplă, Liviu Ganea, Țucudan și Bacai și-au trecut în cont duble. Iar moții Dănciulescu, Alexe Munteanu, Marius Nicolae, Cone și Pătrașcă au marcat și ei câte un gol. Reușita meciului a fost semnată de Torj. Mijlocașul a înscris din foarfecă. A fost un antrenament reușit. Băieții au dat dovadă de seriozitate. Și-au făcut datoria, au alergat, au pasat. Am reușit să marcăm și 17 goluri. Important este că echipa a jucat. Dinamo s-a impus cu 17-0 și acum se gândește la primul duel din noul sezon al Ligii 1 cu FCM Târgu Mureș. Sunt mulțumit de stagiul de pregătire pe care l-am efectuat aici în Austria. Acum rămâne de văzut în campionat evoluțiile noastre.